să puneți întrebări, o să luăm pe rând și vă rog să specificați și cui s-a adresat, dacă s-a adresat la toată lumea sau în unui anumit invitat. Întrebări. Am o întrebare deschisă puțin către toți cei cu care ați vorbit, în sensul în care aș vrea să deschid o fațetă care până acum nu s-a atins, și anume CSR-ul în zona copiilor, pentru copii sau care să beneficieze copii, pentru că până la urmă și CSR-ul în parte de, din marketing, sau poate fi o strategie de marketing. Și vreau să vă întreb cine vrea să spună ce părere are despre cum ar trebui să fie o campanie de CSR care să atingă targetul copiii prin sau direct, prin părinți sau direct către ei. Că dacă aveți exemple. Vă știu cu o întrebare CSR prin dacă vreți să fie ce-i CSR? Responsabilitate socială. Da, eu mă întrebam dacă ai chiar aici de exemplu și mă întrebam dacă știu un exemplu de campanie de responsabilitate și dacă copiii percep noțiunea de responsabilitate socială și dacă poți face o campanie pentru ei de responsabilitate socială, nu în sensul, adică în sensul în care în marketing tu ca companie, faci campanii de responsabilitate socială pentru a arăta că compania ta este responsabilă social, nu în sensul de campanii de educație pentru copii, prin care celălalt target înțelege despre compania respectivă că e o companie responsabilă socială. Adică mă întreb dacă există CSR pentru copii, tocmai pentru că ei nu poate să perceapă, adică obiectivul unei campanii de CSR este ca tu să spui ce responsabilă social este compania respectivă, da, brandul respectiv. Copiii nu o să zică niciodată asta, că nu percep. Deci, cred că nu există, din perspectiva asta, privind așa, campanii de CSR pentru copii. Asta e o fațetă, pentru că mai este și... Da, ca să devin întrebarea. Într-adevăr, asta e o fațetă care probabil nu funcționează. Mă întreb dacă CSR-ul... și mai nou acum se folosește CSR-ul pentru a îmbunătăți viața clienților și în fond pentru a-ți crea o piață pentru viitor. Dacă nu neapărat să deviați să zică face responsabilă social de compania respectivă, ci mai degrabă să ajuți la construirea unei piețe pentru viitorul tău ca și companie. Și întrebarea a venit de la Sabina, care spunea că până acum n-a avut nicio reclamă care să unească, să întărească relația între părinte și copil, care din punctul ei de vedere e deficitar. Bine, nu cred că am zis că n-am văzut nicio reclamă, dar nu, adică... A fost chiar atât de hemen. Da, nu. Mama și copilul, care... Eu am mai lucrat la o campanie, l-am dat apropo de campania premiată la Eurofitite pentru Superman. Unde era, acolo insight-ul pe care l-am folosit a fost că copiii, pentru că nu poate să vorbească în momentul în care sunt mici, și chiar copiii mai mari care poate să vorbească, să se exprime, nu prea știu sau nu sunt, nu le vine foarte natural să spună mulțumesc. Ok? Prin urmare, ne-am creat spoturile plecând de la chestia asta, tot discursul copilului este construit ca mamei să-i se mulțumească pentru și vocea copilului spune, mama mea e super, îmi face mâncarea să zboare și e mama cu lingurița care încearcă să-l convingă să... Iar mie cel mai mult îmi place să pictez. Tot e prin ochii copilului și... Nu știu dacă e o campanie, dar e o campanie pe care, teoretic, dincolo de aspectul ei comercial pentru care e creat, o face pe mamă să își poate de aia și funcționează foarte bine, să înțeleagă copilul ei înțelege... Există în spatele ochilor, nu? Exact, și că înțelege și îi răsplătește toate eforturile pe care ea le face pentru ca... pentru că, probabil fiecare din noi, și probabil că Sabina poate să copie, avem nevoie de reward-uri pentru lucrurile pe care le facem din diverse motive. Deci, din perspectiva asta, cred că sunt campanii care, nu știu, poate ajută într-un fel sau în altul.
cu toate că ele nu sunt create cu, în scopul ăsta. Uite, eu aș putea să vin cu două idei cu care poți să-mi spui dacă îți răspund la întrebare. Sunt două idei pe care nu le-am inventat eu, evident le-am găsit pe alte piețe, dar vreau să le aplic în cazul Kaigorum. Prima este legată de donarea de păr pentru copii bolnavi de alopecie sau, mă rog, alte boli gen cancerul. Și ideea campaniei ar fi să invit fetițele și mamele lor care au un păr, să zicem, mai lung de 20 de centimetri și care au disponibilitate atunci când decid să schimbe lucrul, să-l taie la noi pentru a dona acele codițe organizațiilor care în România momentan nu există, tocmai pentru a susține crearea de peruci pentru astfel de copii. Este un gen de campanie care se adresează, dat fiindcă fetițele cu păr lung sunt de pe la un 5-6 ani în sus, în măsura în care poți să traduci un astfel de, o astfel de campanie într-un limbaj pentru copil, funcționează. Cred eu. Voi încerca. O altă idee care poate de asemenea să răspundă tot pe profilul sub business-ului meu este legată de o idee pe care o am, în care să iau niște grupuri de copii suficient cât să aibă o manualitate cât de cât controlată, să facă niște mini-training-uri de styling cu ei, după care, de exemplu, de ziua bărbatului, mă gândeam eu, să invită tații cu tupeu ai acelor copii sau alți tați cu tupeu dispuși să se lase pe mâna acelor copii care au beneficiat de un training de tuns vreți de o săptămână la Kaigorum. Ca urmare, pe de o parte, înveți copiii respectivi, să zicem, un start, o potențială viitoare aspirațională meserie. Pe de altă parte, îi implici pe părinți în chestiunea asta. Deci poate fi un tip de campanie care poate să funcționeze foarte bine și care are și o componentă funny și traductibilă într-un limbaj accesibil pentru copii. Pot să răspund și eu din experiența proprie. Acum, nu știu, vreo 4 ani de zile, parcă așa ceva, am făcut o campanie pentru copii. Am zis, donează o carte din biblioteca ta, personală, o carte de care te-ai săturat, pentru biblioteca de la Valea Plopului. Și am făcut acolo o bibliotecă cu vreo 3.000 de cărți. Și am reușit să adunăm cărțile astea și copiii le-au dat, cum să spun, cu toată dragostea lor, că știau că vor ajunge la niște copii nevoiași în niște case de copii. A fost o bibliotecă la Valea Plopului. Vreau să vă mai spun că acum, pentru aprilie, pregătim o campanie, se numește Verde la fapte bune, și pentru că noi targetăm la radio familiile cu copii 0-10 ani, campania asta am gândit-o mai mult pentru copii. Și ce fapte bune poate să facă un copil? Păi un copil poate să facă un compliment, un copil poate să spele niște vase în casă la un moment dat. Poate să, nu știu, să facă foarte multe lucruri, fapte bune la nivelul lui. Da, e o campanie de hai să le facem viața mai frumoasă celor din jurul nostru. Mai sunt campanii de CSR, acum nu mi-aduc aminte, dar există. Și am făcut și noi la radio. Iar o campanie CSR, uite ce preocupare socială are Itzibiții, despre Itzibiții, am făcut astă vară, exact pe ideea aceasta că părinții din vinovăție sau din alte motive îi cumpără pe copiilor cu jucării, am avut o campanie sub sloganul Investește timp și nu bani în copilul tău, iar ce le spuneam, cum am făcut noi creativ campania asta, am inventat tati avionul și mama poneiul, cele mai tari jucării posibile. Și am explicat prin campania asta, în spot, în rațional, am spus că copilul se joacă, cum să spun, copilul preferă joaca și cobatistă cu părintele lui decât jucăria scumpă din magazin. Deci copilul întotdeauna va alege joaca și nu jucăria. Da. Da, și mai este o chestie apropo de CSR. Nu știu, eu înțeleg de ce companiile au nevoie să fie responsabile social, mai ales dacă au în același timp interesul să vândă foarte mult și poate nu tocmai prin mijloacele cele mai... Ok.
dar un copil, poate până la vârsta de 2-3 ani, când nu este, cum să zic, este în perioada egocentrică în care nu prea, nu dă, nu știe el exact unde este el și unde încep ceilalți, da? E una, dar după aia, cel puțin, copiii pe care îi văd eu au o capacitate extraordinară de empatie, de responsabilitate, poate, nu sunt conștienți, adică dacă îi întreb, n-ar putea să-ți spună că ei sunt responsabili, da? Dar ei au asta, se strică în timp, noi o stricăm în timp, pentru că facem totul să fie în cutiuțe și sub anumită presiune. Lucru care poate ar fi venit înainte natural, acum trebuie să facem publicitate pentru asta. Aici vreau să punctez un lucru. Cred că iau responsabilitatea în ei de care vorbesc. Eu nu cred că sunt capabil să o lege de un brand. Adică în sensul de asta zic că terenul de CSR, în sensul care targetăm copiii, e aproape imposibil. Adică sunt campanii care sunt de, pot fi de CSR, în care folosim copii, în care facem campanii de educație pentru copii, dar targetul este de care și beneficiază copiii, da? Adică de care și beneficiază, dar nu ei sunt targetul de comunicare, da, din perspectiva da. Marcii. Deci doar SR pentru ei și CSR pentru părinți, eventual. Pentru cine poate să fie capabil să perceapă, aha, ce tare este compania X, că face asta pentru copii sau oare. Dar din perspectiva asta, cred că putem să fac multe exemple ca să... Ok. Și uite, că la școală, la școala copiilor mei au fost mai multe cazuri de genul un copil bolnav de o boală gravă și toți colegii au strâns bani sau au făcut lucrări și s-a făcut o licitație, l-au vândut pentru acel copil ca să, pur și simplu, să-și recapete sănătatea. Altfel de proiecte pe care eu le știu prin școli, se colectează hârtie, se colectează și, mă rog, pe care le făceam și noi când eram mai mici și învățam să fie mai responsabili cu planeta. Și ne-am făcut pentru World Vision o campanie în care copiii erau principalii actori și ei strângeau bani pentru propria școală să ia un autobuz, pentru că erau copii care mergeau câte 13-15 km pe jos și motivul în care, în momentul în care creșteau, abandonau școala, pentru că era complicat și ei au participat, au fost proprii actori într-o campanie electorală fake-uită în care aveau niște, fiecare strângea bani pentru, încerca să strângă suma necesară pentru autobuz. Autobuzul a fost cumpărat și donat primăriei din replice a Vaslui. Și o altă campanie care din afară și-a prins la noi este celebra cutie cu pantofi în care se pun hăinuțe jucării și chiar se practică în școlile românești, de Crăciun mai ales, și copiii merg și pun în cutiuța aia chiar de la ei, adică donează. Dar uite un lucru care s-a spus aici și pe mine mă doare și vreau să-l punctez. Din păcate, în sistemul nostru de învățământ românesc, se practică învățarea cu morcov sau cu bici. Adică, dacă știi, îți dau o bombonică, dacă nu știi, îți arduna. Arduna însemnând insuficient, mă rog, diverse. Din păcate, copiii intră în școală cu o dorință de cunoaștere, cu o dorință de a face lucruri pentru bucuria de a face lucrul ăla. Nu pentru a aștepta ca cineva exterior să îi dea un premiu sau să îl valorizeze. Pur și simplu, copiii când sunt mici, lor le ajunge bucuria aia de a face ceva. Bucurie care școala românească o moară. Să știi că nici școala, adică eu nu sunt, am fost anul trecut, am fost cu doi copii cu autism și am fost într-o școală, într-un liceu din București, un liceu mediu, fără nicio pretenție. Și acum sunt într-o școală care este internațională și este cu, mă rog, după cu totul alt sistem, fără note, fără... Okay. Nu este. Adică sunt, eu am senzația că am trăit în două extreme. În aia în care faci așa pentru că așa zic eu și n-ai ce să obiectezi, ești un copil, nu este dreptul tău să zici nimic. Și asta în care profesorii efectiv se tem de copii pentru că vin părinții și spun eu te plătesc. Sau mie mi s-a întâmplat pentru că eu practic nu sunt profesorul lor. Deci eu am o altă treabă. Sunt acolo, îi observ, mă rog. Și la un moment dat unul dintre copii l-a agresat pe acest copil cu care stau eu, care având, nu știu dacă știți, de fapt toată lumea cred că deja știe cum e cu autismul. Uneori nu orice comportament este ușor de înțeles sau ușor de acceptat de ceilalți copii. Și a venit și i-am spus
foarte frumos, că nu e ok, hai să vorbim dacă e. Și mi-a zis, nici cine te crezi tu, știi cine e tatăl meu? Adică și zici, ok. Adică la extrema cealaltă în care bucuria de a învăța devine faptul că, de ce zic că pentru copil este important să se simtă valoros. Și într-un sistem și în altul, adică dacă tu îi spui, faci așa pentru că așa zic eu, sunt, eu am adevărul absolut, da, anulez ca valoare și ca, nu știu, puterea de a spune ceva dincolo, dacă îi dai puterea absolută cât el nu o are, pentru că nu este suficient de matur, da, adică noi ne dezvoltăm până pe la 25 de ani creierul nostru, partea cortexul prefrontal, partea care se ocupă de logică, de cogniții, de tot ce gândire, tot ce înțelegem noi, se dezvoltă treptat. Adică nu poți să-i dai o putere să facă ce vrea și să zică orice, chiar dacă este un copil și vrei binele, doar pentru că, nu știu, asta e... Limitele, pentru că limitele se pun, da? Nici, dar pentru asta trebuie să stai acasă. Da. Da, sau bine, sau dacă nu stai acasă și la școală, un cadru să existe, adică un cadru care să nu te oprime, dar nici să nu te anxieteze. Pentru că asta este, experiența este fie că devii inhibat și nu poți să te exprimi, fie ești anxios pentru că nu mai ai niciun reper, adică nu știi unde funcționează, pentru că copilul își încearcă limite, până unde poate. Și poate până aici e super. După ce facem. Bun, să mai luăm o altă întrebare. Vreau să fiu pe tine, Sabina, tu să știu. Diferențele între, vorbesc de aici, copii de aici, diferențele între, de la an la an, sunt atât de mari, încât trebuie să schimb complet discursul în momentul în care vezi ceva. Adică 14, 18, da, înțeleg. Dar 14, 15, 15, 16, adică sunt atât de mari diferențele între ei? Da, sunt mari diferențe. Eu cred că e foarte important și un lucru pe care eu îl descoper, cred că așa, pe viu, este că, deși eu mă simt foarte aproape, de exemplu, de, adică mie mi se pare că ieri am avut 14 ani, nu, chiar eu, dar ieri am avut 14 ani, și acum mă uit și îmi dau seama că noi, da, dacă dezvoltarea era altfel atunci, pentru că aveam mult mai puține informații și nu creierul nostru se dezvolta mai mult în interior cu ce aveam, adică lucram cu ce aveam, dar acum ei au o mulțime de informații și văd o mulțime de lucruri și autoritatea părintelui sau profesorului nu mai este absolută, pentru că ai cu ce să, adică poți să contraargumentezi și copiii sunt extraordinar la a simți, indiferent și adolescenții, la a simți dacă părintele este sau nu autentic sau încearcă sau minte sau nu știe ce să spună sau... Și mai e o chestie foarte, apropo de grup țintă, un lucru care s-a dovedit științific, un grup de cercetători britanici a spus, s-a dovedit faptul că pe lângă faptul că creierul nostru este foarte plastic și că toată viața noi mai învățăm câte ceva, care înainte se credea că la un moment dat mor neuronii și nu mai e ce să faci, de asta e vestea bună. Și la 80 de ani să pot să mai... Așa? Sper. Ideea este că la 14 ani se considera că adolescența înainte începea la 14 și până la 18, așa cam e, dar și preadolescenți pe la 12. Acum deja am părinți care vin la, au copii la 9 ani și îmi spun, păi asta e ceea ce mi-a făcut fiica mea când avea 16, acum asta micul... Pentru că și noi trebuie să ne adaptăm la ce sunt ei expuși, de fapt. Copiii sunt expuși la foarte multe lucruri, mai ales că nu sunt acasă. Da, și atunci, ca părinte, mereu trebuie să... De ce zic copilul vrea să fie tratat ca de la egal la egal? Discursul noi, adică noi spunem, trebuie să avem un alt discurs comparativ cu ce? Păi vezi ce te aduce copilul, că el vine și spune ce nevoie are, într-un fel sau altul. Că țipă, că trântește ușa, că spune, lasă-mă în pace, vreau să fiu singur. Îți transmite niște mesaje. Aș vrea să fac o completare aici, apropo de ce spunea Sabina, pentru că, din perspectiva de mamă, pe de o parte, din perspectiva business-ului pe care l-am, eu inițial consideram că într-un salon de copii, după mintea mea și generația noastră, ar putea să vină fetițe ale, să zicem, până la 12-13 ani, considerând că adolescența începe undeva în jurul vârstei de 14. Ei bine, am observat
asta din ambele perspective, că de la 8-9 ani deja nu mai țin ritmul cu preocupările și interesele copilor de 8-9 ani, care sunt deja undeva în pragul celor 14 de atunci. Ca urmare, sunt foarte, foarte maturi și au interese pe care, cumva, la un dat când le observi, te și sperie puțin, pentru că nu știi cum să tratezi. Pe de altă parte, și cei foarte mici sunt în avangardă în raport cu cum era acum, să zicem, 10 ani sau 15 ani. Datorită fluxului de informații, căruia trebuie să-i facă față și toate sursele astea la care sunt corelați, eu chiar uneori consider că sunt o altă specie. Pentru că au o capacitate de asimilare fantastică a acestor informații, le vehiculează și le sintetizează mult mai rapid decât noi avem posibilitatea în anumite contexte, că evident suntem mult mai încărcați și avem la disponibilitate mai puțină. Și tot timpul ești pus în impas, pentru că datorită faptului că trebuie să tratezi lucrurile de la egal la egal, să-i valorizezi, deseori nu știi care sunt răspunsurile sau maniera în care trebuie să comunici cu ei. Trebuie să stai un pic să te așezi, să te gândești și să găsești formula optimă, pentru că sunt foarte sensibili la modul în care răspunzi. Trebuie să răspunzi cu sinceritate, să te vadă din comportament că ești transparent și, cum zic eu, corect. Nu încerci să joci un rol, nu încerci să-i vrăjești. Cred că este foarte multă presiune pe părinți, nu? Când spui, trebuie să fii sincer, trebuie să nu, trebuie să... E foarte greu. Nu cred că este vorba neapărat de depresiune. Eu observ, de exemplu, în cazul acestui salon unde vin mulți copii, cu părinții aceia cu diverse profile. Faptul că oamenii pe care noi avem în acea locație sunt oameni tineri, în mod specific am ales oameni până în 28 de ani, foarte simpatici, haioși, zâmbăreți și așa mai departe, copiii vin automat în interior cu o anumită stare de spirit, cu o anumită fizionomie, cu o anumită reticență, loc nou și așa mai departe. În momentul în care te duci deschis către ei și te prezinți și de la egal la egal și dai mâna cu ei și în momentul respectiv se relaxează, indiferent de bagajul cu care au venit de pe stradă. E foarte important să-i valorizezi, exact cum spunea Sabina, și să încerci să te comporți fără să joci un rol foarte natural, ca și când interlocutorul tău de 4 ani jumate are 24 de ani și îi oferi importanță și prin modul în care te comporți, și prin ceea ce oferi, și prin ceea ce îi spui, și tratezi cu seriozitate răspunsurile pe care ți le dă. În momentul respectiv, întotdeauna găsești o pârghie cu el și, cum zic eu, relația se formează. Deseori am observat că avem chiar uneori succes mai mare decât de a convinge copiii sau de a face ceva cu ei, decât are părintele putere să-i convingă să facă chestiunea respectivă. Da, știi că asta e pentru că întotdeauna a third party wins, știi? Exact. Adică dacă părintele vine și spune pentru că așa, de exemplu, eu știu că sunt copii care vin în cabinet și vin și ia, mergem la Sabina și fac ceea ce acasă nu fac. Da, pentru că acolo există, na, părintele are o autoritate și nu, da, când te grăbești dimineața și trebuie să se încalțe și nu se mai încalțe și știi, ești întârzie și la școală, nu-ți vine să le ieși și să spui, vai, așa. Eu am alt timp să stau cu el, da, și alt, și eu iau niște bani pentru asta. Părintele, la sfârșitul zilei, vreau să fac și o completare aici. Mi se pare important, mă iertați. Eu întotdeauna m-am uitat la copil de mic ca un om, ca la un om întreg. Pentru că un copil și un om în general are, după părerea mea, trup, minte și suflet. Trupul se dezvoltă, da? Se dezvoltă în timp, crește. Sufletul e complet din start. El după aia se mai amputează. Iar mintea se umple cu informații, dar de cele mai multe ori mintea ne joacă niște feste și conflictul ăla dintre minte și suflet. Păi da, pentru că minte și inima. Sunt observatori extraordinari, exact. Dar interpretează prost, pentru că ei nu au tot bagajul de informații. Bun, dar nici părinții nu stau foarte bine cu informațiile pe care le au aici și nu prea mai ascultă vocea inimii. Iar în momentul în care copilul, care este radar de autenticitate și la nivel sufletesc este super deschis, în momentul în care tu, ca părinte, ca adult, că nu neapărat părinte, adult, ești incongruent, adică de aici îți vine ceva, dar mintea spune trebuie să fac frumos, trebuie să dau un răspuns așa, trebuie...
fiu părinte, cine șef în casa asta, dar tu de fapt nu mai poți și ești un părinte care nu faci față și mai bine ai spune, mamă, eu nu pot să vorbesc în seara asta cu tine, mă duc să mă culc și mâine dimineață vorbim despre lucrul ăsta. Nu, tu începi să, nu știu, să îți impui autoritatea, e altceva și... Da, copiii sunt complet și trebuie să... Asta e mai de vedere. E bine să vorbim cu ei, onest și autentic, orice vârstă ar avea. Nu mai spune că există pecuși minunate în care ori se învârte cu ouă, se duce, se învârte cu făina și face această pecuși și vine cu urmă și crea un pot de pecuși pe care mă dă dimineața în jur. Nu, dacă vine un personaj cu voce de personaj și spune asta, stă în picioare. Dar dacă vine un actor care se scălâmbăie în spoturi și spune nu te mai crede copilul ăla, nu-ți mai cumpără cornul, da? Deci sunt spoturi și spoturi. Reușești să fii credibil, reușești să dea viață unui personaj fantastic, copilul cumpără. Dacă tu nu reușești, că suntem la discuție de marketing, dacă tu încerci să vinzi gogoși grădinarului, deci copilul ăla este într-o perioadă, din punctul meu de vedere, este șef peste imaginație și fantastic. Și tu vii cu un fake. Nu ți-l cumpără. Deci trebuie să fii autentic și aici. Da, ei facă, nu știu exact cum se întâmplă, dar eu am sesizat deci lucrul ăsta, s-a dat să greșesc. Ei funcționează în paralel cu realitatea și cu imaginarul foarte bine, le țină simultan, știi, în echilibru, dar sunt foarte sensibili la limita dintre ele și imediat te penalizează dacă nu știi să respecti această limită. Știi? Au acest instinct, știu exact unde se termină povestea reală și unde este partea imaginară, ca urmare de ce spune Nadia, când vii cu fake-ul, ți-l citesc din prima. Uneori nu-l vezi nici tu. Îl văd ei prima dată. Nu e o emisiune, este programul de muzică de noapte. L-am transformat așa un pic în altceva, dar avem muzică noapte. De ce? Sau de care era cum faci produsul ăsta să funcționeze? Adică în timpul zilei ai emisiuni care se adresează copiilor, sunt pentru copii, pentru părinți care au copii. Adică, după la urmă, pensiunea pe care am vorbit, am dat eu, că e bine să ții comunicarea apropiată, adică să vorbești cam cu, și cu copii și cu părinții. În timpul zilei aveți grila asta, seara, din câte știam de acum câteva ani, era cea mai apreciată emisiune muzicală. Cum funcționează? Cum se păstrează echilibrul ăsta? Adică, până la urmă, trebuie să construiești un brand și, până la urmă, ediții, radio-uri, ediții, brandul brand este poziționat sau este asociat cu radio-uri pentru copii. Radio-ul ăsta, când l-am fondat, am avut două dorințe. Da, am avut și să avem dorința să avem muzică bună noaptea și am avut și dorința să avem un radio pentru copii ziua. De fapt, noi am vrut întâi un radio pentru copii, dar ne-am dat seama că noaptea copiii dorm și ce putem să băgăm în grilă, așa am zis, hai că le introducem doi în unul. Și am avut o muzică foarte bună. Când am mai făcut noi niște sondaje, am descoperit așa, că ziua ne ascultau părinții cu copiii și noaptea ne ascultau în general oameni ca voi. Și la un moment dat am luat decizia strategică să ne adresăm unui singur target, familie cu copii 0-10 ani. Și am lucrat un pic la muzica de noapte. Asta e o parte a răspunsului. A doua parte a răspunsului este așa, că programul nostru radio, pentru că radioul nu e ca televizorul, radioul te însoțește peste tot, că îl ții pe telefon, că e pe internet, că e în bucătărie, că e în mașină, tu ai acces la radio peste tot. Și atunci programul radio l-am făcut după programul unei familii cu copii. Asta a fost din capul locului. Și atunci ce avem? Avem de la 6 la 7 o mamă chioară de somn care cere în bucătărie să facă micul dejun și nu prea vrea informații atunci, vrea doar o muzică mai interesantă să o trezească. De la 7 la 8 avem copii școlari și familii cu copii școlari pregătindu-se de școală și drum spre școală. De la 8 la 9 avem familii cu copii de grădiniță care se duc. Copiii se parchează, cum spunea cineva, la școală, la grădiniță și părinții se duc la muncă.
Și atunci, în orarul ăla de muncă, și care se suprapune foarte bine cu orarul de școală și grădiniță, am gândit programe educaționale pentru părinți sau de relaxare. Pentru că nu întotdeauna un om adult e dispus să primească informații cu polonicul. Nu-i dispus deloc să le primească, vrea doar divertisme și muzică, dar mai încercăm noi să mai dăm câte o linguriță. Așa, după care, când vin copiii de la grădiniță, sau când, mă rog, de la școală vin un pic mai devreme, dar se mai duc pe la after school-uri, mai fac teme și au acces seara când vin părinții la radio, iarăși avem program de familie. Seara după ce se culcă, că avem o poveste de seară la ora 9, după ce se culcă seara, ce dăm pentru părinți? Deci că nu mai avem copii. Și am făcut muzică pentru părinți. Ne-am mutat, să zicem așa, de la Itzy Bitsy by Night, care era pe target celibatar, pe target familist. Deocamdată, că îți doresc să ai copii. N-am vorbit mai de targetul de noua generație de părinți, pentru că mi se pare că și ei vorbea de fiți în acest. Și tu spuneai că părinții foarte mult se gândesc să ofere copilor ce n-au avut ei, de aia n-au avut asta, să dea pe ei. E, dar foarte curând o să vină generația de părinți care a avut tot. Și atunci cred că o să se schimbă un pic. Da, tot material, le lipsește afectivitatea, iubirea și pur și simplu să le ajungă ei cu ei, sinele. Nu știu cum să zic, și sinele, și sensul, da. O să răspund eu prima. Am avut o cercetare acum în 2014, nu mai știu ce an suntem, într-o lună jumătate, am avut o cercetare. Am cercetat exact tipologiile de părinți pe România, după modelul Syncidium. Nu știu dacă îl știți, sunt două axe, una orizontală, dacă avem pe apartenență la grup sau individualitate, așa, și pe cealaltă axă verticală era pe control sau emoție eliberată maxim. Și există 8 tipologii de părinți. Pentru România avem părinți tradiționali pe care noi i-am numit cloșcă, 100% suntem așa, asta e moștenirea, că avem niște rădăcini, nu suntem decupați așa, când n-am venit de nicăieri și suntem noi unici, avem niște rădăcini în spatele nostru și nu vorbesc aici numai la gene, vorbesc și sufletești, ne tragem de undeva și nu prea avem cum să fim altele în țara asta acum decât tradiționaliști, adică fabiliști. Așa că în 2-3 ani o să se schimbă. Nu se schimbă, deci este psihologic. Nu are cum. Deci este o bază atât de puternică de tradiție. Și cum, ce fac părinții tradiționaliști? De obicei zic că iau informațiile de la mama, că mama m-a crescut și știe ea mai bine. Deci asta e o... Lasă-mă un pic să termin. Deci baza este de tradiție. După care, în România au reieșit 3 tipologii, cum să spun, 3 direcții, dacă vrei. Și direct, o direcție este pe părinte, deci toți sunt tradiționaliști, părinte control, și avem părinte control, speriat de să nu se îmbolnăvească copilul, să-l ține sub clopotul de sticlă și așa mai departe, în special părinți, mame cu copiii 0-3 ani. Atunci este o frică maximă. Unora le mai trece, altele rămân acolo. După care avem încă o tendință de părinți prieteni. Părinții ăștia prieteni, în general, se transformă, crește copilul și tu ca părinte evoluezi. Și ajungi părinte prieten când copilul are, când e la grădiniță și ești foarte interesat să-l inclui social, să, mă rog, de, în zona asta de socializare e foarte mult. Și mai e încă o orientare către părinți coach, i-am numit noi, care își lasă copilul foarte mult să experimenteze. Dar acești părinți, cum să spun, ori copilul trebuie să aibă o vârstă, se întâlnesc acești părinți coach, mai ales după ce copilul trece de 7 ani,
ori ești tu mai liber, ai crescut într-o altă casă, într-o altă familie și îți lași copilul mai de mic să experimenteze, să se joace, adică murdărirea este bună, nu punem preț pe haine și detergent, să experimenteze copilul. Depinde și cum ai crescut tu și sper că ți-am spus, sunt, eu așa știu că sunt trei direcții pe care le-am lucrat cu Open Eye Research, cu specialiști de acolo și care sunt validate și psihologic și cantitativ și... Am să vedeam că vorbeai de categorii de copii, copii 0-3 ani. Eu vreau să zic categorii de părinți, părinți 25-26 de ani care o să fie în 2-3 ani, părinți care urmează în foarte scurt timp și care cred că se schimbă în timp față de... Ok, baza tradițională cu siguranță au, dar... Eu ți-am și zis că ai părinții se transformă, deci din punctul de vedere al acestui model, poți să ai mai multe șanse să fii un părinte control când copilul e mic, ai mai multe șanse să fii un părinte prieten când te duci toată ziua cu el în parc, cu alte mămici și socializezi în timpul liber. Nu știu, mai las și pe cineva să răspundă și... Nu știu, eu o să-ți dau un exemplu, nu știu dacă științific. Săptămâna trecută, joi, am avut o zi liberă și așa că m-am dus să-mi vizitez două prietene, 28, 27 și 29 de fapt de ani. Am două cu copii, 8 luni fetiță și 9 luni fetiță. Da? Așa. Eu le știu, sunt prietene și le știu despre părinți de când mă sunau noaptea și îmi povesteau tot felul de lucruri, da? Și acum m-am dus să-i vizitez acasă. Fetița, mama de fetiță, fetița era pe jos, pe parchet, era o fermitură, era lingea, tot, nicio treabă, așa, mămica, da, nu-i nimic, e ok, facem anticorp, o luau, da? Mămica, cealaltă, 27 de ani, băiețel, răcit, când am ajuns, eu mi-am zis că e răcit, înfofolit, avea 15.000 de haine la gât și în casă, nu, deci nu puteai să respiri fiecare lucru, dacă i-a dat ceva, să bea apă, să nu se nece copilul, să... și... Dacă auzi discuțiile, da, și zici, da, părinții tăi nu cumva au făcut, eu fac lucrurile diferit. Adică eu, știi cum e asta cu de la o generație la alta, da, poți să faci diferit niște lucruri, dar nu poți să faci diferit tot, știi? Adică, nu știu, e tot din același copac te tragi, nu știu, faci alte mere, da? Și dacă ești deschis... Da? Ești deschis și înveți și îți însușești niște, și ești conștient și o faci și la un moment dat te vezi că faci același lucru pe care îl făcea mama ta și poate hai să vedem cum e dacă nu fac asta. Dar asta e, cum să spun, nu știu, asta o să vedem apropo de generația care are totul material, dar nu alte lucruri, pentru că acum cred că... Deși putem, dacă ne uităm la alte țări care au acest model de a fi foarte... Adică știi că e vorba aia că ești deștept dacă înveți din greșelile tale, dar ești înțelept dacă înveți din greșelile altora, că nu e bine nici așa, adică nici să ai tot, dar cu niște costuri enorme la nivel de relație umană cu copiii, că în fond tu vrei ca el să fie fericit, dar el cum poate să fie fericit dacă nu are nicio relație sau din relația cu tine el nu și-a nimic foarte stabil. Aș mai zice ceva, două idei și se leagă și cu întrebarea colegului din prima întrebare, CSR. Avem o generație de mame plecate la muncă, străinătate. Avem niște zeci de mii de copii care cresc cu alți aparținători. E o problemă socială. Ar trebui făcut un CSR pe zona asta pentru acești copii. Deci e o problemă. Da, se face, să se facă mai mult, că e nevoie mare. Să fie și eficient. După aia ce vreau să-ți mai spun, la întrebarea ta, am citit o carte, Mamă sau Femeie se numește, care analizează cum s-a schimbat femeia în timp. Și înainte, femeia era o tradiționalistă. Rămânea acasă, făcea copii, creștea copii, avea grijă de gospodărie. La un moment dat a venit libertatea femeii și femeia a început să meargă la școală. Și mamele de fetițe le-au băgat în cap că împlinirea vieții lor va fi dacă vor termina o școală și vor avea o profesie. Și s-a întâmplat, au început să se întâmple din ce în ce mai mult aceste lucruri. Problema este că femeia de felul ei are maternitatea în ea. În momentul în care ea își dorește să fie mamă și naște,
se produce un conflict intern acolo, pentru că ea și vrea să crească copilul, vrea să-și facă și profesia și este o luptă în ea care o macină. Și în cartea aia se vorbește despre patru tipuri de părinți, mame contemporane cu noi. O mamă tradiționalistă, pe cale de ducă, mama care are mai mult de 3 copii. O mamă pseudo-tradiționalistă, neo-tradiționalistă, cu 2 copii. O mamă modernă cu un copil și o femeie fără copii. Procentele, tendința este crescătoare către femeile fără copii sau cu un copil. E, dacă o să luați cartea aia, o să vedeți ce tendințe sunt acolo. Și femeile astea cu un copil și 2 copii sunt cele mai nefericite femei care își împart viața între job și familie. Alea tradiționaliste au zis, nu mă interesează jobul, stau acasă să cresc copii. Sau un păcat, sunt aliniate în interior, sunt congruente cu ele, sunt niște femei fericite. Alea care au zis, nu mă interesează maternitatea, eu vreau să fiu cea mai tare pilot de avioane. S-a dus, s-a făcut ce s-a făcut, nu interesează maternitatea, e fericită. Astea care au un copil, 2 copii, dacă nu-și rezolvă conflictul interior și lasă și acceptă să lase într-o parte sau în alta, ori calitatea jobului, ori să dea copilul în altcuiva, sunt foarte nefericite. Mi-ai spus să-ți vorbesc despre mame și îți vorbesc despre ele acum. Deci, și din mame nefericite, ce modiști, ce model o să învețe copilul? Pentru că copiii, știi cum sunt? Păi da, dar știi că o să învețe model, o să aibă și un alt conflict între ce văd acasă și ce li se prezintă în media, de exemplu. Da. Și asta, da. E o discrepanță destul de mare când te uiți la, nu mai știu, eu nu știu foarte multe reclame, de la Nescafe cu femeia care face tot posibilul și mai are și timp pentru ea. Ce vreau să spun și e foarte important, copiii nu prea, ca și noi oamenii, nu prea învățăm din ce ni se spune, ci învățăm din ce experimentăm, din ce simțim. Deci e vorba aia, nu face ce face popa, fă ce zice popa, nu face ce zice doctorul, ci fă ce, mă rog, ce zice mama, complicat acum. Deci e aici o discrepanță și acești copii, din păcate, trăiesc cu conflictele nerezolvate ale mamelor, cu tristețile astea, povară pe ele. Și aici, ca să zic și eu ceva pozitiv despre publicitate, ca să... Așa, e că, uite, de exemplu, cred că copiii au o șansă, da, dacă... Pentru că sunt familii, nu că noi... Acum eu am plecat de la premisa și de la ideea că, ok, dacă copilul are niște nevoi și primește niște lucruri în familie și vine cineva din exterior, media și așa, și strică copilul. Dar dacă, de exemplu, copilul nu are niște lucruri, nu îi se împlinesc nevoile, dorințele acasă, da? Și el se uită la televizor și vede pe... Adică, da, apropo de ce spuneai, Claudiu, de poveștile astea, care, știi, vine cineva magic, aduce un praf, face un cornulet și el zice... Deci viața poate să mai fie și altfel, adică nu trebuie să fie numai, nu știu, ce văd eu acasă, dacă ce văd eu acasă nu este ok pentru mine, adică poate să-și găsească un model în exterior, adică, da, și aici cred că este, sau nu știu, tot respectul pentru creativii, cum îi numiți voi, cei care pot să facă lucrurile astfel încât să-i facă pe copii, da, să simtă că, din nou, eu revin la ce știu, dacă sunt capabil, că contează, că pot să facă o schimbare și că poate pot să facă ceva ce nu au făcut părinților. Pentru că văd că se poate. Adică cineva le dă ideea asta că, a, super, uite, pot și eu să fac asta, pentru că nu știu. Și o altă tendință, vis-a-vis de părinți este o tendință de creșterea implicării tatălui în creșterea copilului. În 10 ani de ITBT, dacă la început ne ascultau 70% mame, acum s-a schimbat proporția. Cred că ne ascultă 60% mame, mai mult tați. Deci, e important cine faci. Da, e important. Tații au început să se ocupe de copii. Chiar dacă ocupatul înseamnă să ducă copilul la școală sau la grădiniță sau să facă sau la un club ceva. Deci nu poți să-i facă ciorbite, dar fac ce... Se implică. Da, se implică. Bun, pentru că e deja târziu, mai am o singură întrebare.
Am o întrebare pentru toată lumea. Vorbeați de sistemul de învățământ. E clar că e neperformant și că sistemul ăsta de lecții clar nu funcționează. Și e clar că nu există un răspuns universal. Este asta și trebuie cumva reformat la toate nivelurile sociale. Cum vedeți vreo schimbare? Prin publicitate sau? Bine, asta ești cu adică, mie mi se pare că s-a luat o chestie care există și e consecința naturală a fiecărui lucru pe care noi îl facem și l-am luat și l-am manipulat, da, într-un mod în care copilul să facă ceea ce vrei tu să facă, fie în mod pozitiv, fie în mod negativ, pedapsă, dar oricum există o consecință pentru ceea ce, adică nu știu dacă trebuie neapărat să-ți pedepsești copilul sau să-l recompensezi pentru ceva ce are o consecință naturală oricum, da? Adică eu dacă nu mă duc la muncă, nu primesc salariu, este o consecință naturală, nu este o pedapsă, nu mă pedepsește cineva pentru asta, da? Dacă tu nu vrei să înveți, adică găsite metode ca copiii să-și păstreze bucuria de a face lucruri pentru că are sens. Nu pentru că așa trebuie, pentru că spune școala, pentru că spune... Pentru că are sens. Da? Și crești un om mare și ajungi mare și are sens pentru tine să faci niște lucruri. Nu pentru că ți-e frică că te pedepsește cu tare pentru că, nu știu, te critică sau așa, sau te recompensează pentru că te laudă. Și... Da, dar școala, ca să știi, ca să reformulăm, să reformăm un întreg sistem, nu știu. Asta. Nu stăm noi suficient aici, sigur. Nu. Poate mai multe campanii din asta, zic, CSR, de CSR, de ceva, nu știu. Nu știu, mie e greu să răspund la întrebarea asta, adică, na, eu pot să... Am primit, de exemplu, la un moment dat, m-a întrebat un copil, zice, dar profesorii nu fac psihologie la facultate? Și zic, ba, da, fac. Nu se vede. Da, păi, știi, cumva, acum, eu nu știu, noi dăm vina pe sistem, da, e și fiecare dintre noi să facem cât putem. Există două științe, nu știu dacă știți, pedagogia și andragogia. Pedagogia e știința predării copiilor și andragogia e știința predării adulților. Pentru că acești copii ai noștri, ai zilelor noastre, se maturizează, să zic așa, foarte repede, pentru că sunt bombardați de informații, mănâncă o mâncare care altădată creștea bio peste tot și acum nu mai crește și mănâncă o mâncare foarte alterată. Sunt schimbări în ei, se schimbă. Și dacă vreți, devin adulți de mai mici. E falși adulți, pentru că la nivel chimic în creierul lor nu se dezvoltă, adică el o să, creierul, da, nu știu, eu speram să mă mai încadrez, dar nu mă mai încadrez, până la 25 de ani încă se dezvoltă tot ceea ce ține de gândire și de logică și de formarea unor tipare sau, cum zicem noi, tabieturi sau ce ne, da, după care... Pentru că creierul nostru este plastic, se mai schimbă una alta. Dar noi considerăm că dacă copiii știu lucruri, da? Ei și-au însușit lucrurile alea sau lucrurile alea chiar vorbesc despre ei sau emoțional, ei pot să susțină ceea ce știu. Dar nu este așa. Sunt copii care știu foarte multe lucruri, da? Sau și din acest motiv consideră că gata, au răspuns la toate lucrurile, dar emoțional ei nu știu cum să gestioneze. Da, nu știu, că tu știi, nu știu, materia de clasa 6 în clasa 4 și, nu știu, prietena ta nu mai vrea să vorbească cu tine o zi și s-a terminat viața. Da, pentru că vârstele astea fiziologice, psihologice, morale, diferă, nu pică pe aceeași unitate de măsură temporară. Deci diferă. Ce vreau să zic cu andragogia și pedagogia? În pedagogie strângem elevii, și profesorul stă în față și le dictează de sus în jos și le zice informații și este autoritar și pune note și ăla trebuie să stea acolo și dacă e de matematică face matematică și dacă e română face română și nu contează, trebuie să stea acolo. În andragogie, și asta se folosește în trainingurile pentru adulți, adulții învață dacă vor ei, ce vor ei, stau cât vor ei, dacă nu le place, pleacă. Copiii din ziua de astăzi au ajuns să se comporte așa, cel puțin cei mai mari au început să ia, nu știu,
Da. Să spun, nu i-a învățat nimeni, dar deja au aceste pretenții și întrebări. De ce să fac eu matematică? Nu trebuie, nu folosește. Și asta e pe de o parte. Pe de altă parte, ce a făcut rău publicitatea și internetul mai apoi și așa, succesiunea asta de imagini foarte repede, i-a obișnuit cu un stimul foarte puternic. Și ei nu mai au răbdare. Nu mai au răbdare să stea la clasă. Nu mai au răbdare să vadă un pom înflorit, o pasăre cântând. Aia e maxim. Deci nu mai au răbdare să asculte. Există un sistem de învățământ din ăsta alternativ, se cheamă Fast Track Kids. Să țineți minte când veți avea copii. E foarte fain pentru că ei practică învățarea sistem zigzag. Adică învățăm, ziceți voi despre ce? Despre, nu știu, agricultură, nu contează, agricultură să luăm. Și spun așa, 5 minute, nu, e din 7-7 minute sau 10-10 minute, schimbă modalitatea de predare aceleași teme. Vorbim despre agricultură, odată vă spun teorie, după aia vă arăt un filmuleț, după aia facem un joc despre țăranul e pe câmp, după aia încă 10 minute vă dau lăți cu pământ și plantați semințe și vă... Și pur și simplu sistemul ăsta de învățământ pur și simplu este experiențial și colaborativ și e altfel pentru că nu e sub, cum să spun eu, e revoluționat, nu, dar sistemul de învățământ românesc nu prea poți, trebuie să schimbi foarte mult, trebuie să bagi bani acolo. Da, pentru că dacă ai 36 de copii și un profesor și acela nu vrea sau nu știe să folosească mijloace multimedia. Sau asta deja multimedia. Dacă au palmele. Bun. Cred că cam asta a fost. Dacă mai aveți întrebări, le puteți adresa pe pagina noastră de Facebook, facem noi cumva să ajungă la invitat și revenim cu răspunsurile. Zic de pe acum, dar nu știu care e soluția la problema. Nu o primesc întrebare. La problema învățământului. Însă, ca să aduc înapoi perspectiva de marketing, cred că a fost foarte interesant să vedem și aici contează atât de mult alegerea unui target corect, segmentare și adaptarea mesajului la target. Să fie autentic este la fel de valabil și la cei mici, precum este la adulți. Și poate că și la o chestie care nu, eu cel puțin nu mă gândisem până acum, că dacă vrem să ajutăm din perspectiva de marketing, trebuie să nu să înlocuim, ci să fim complementari și să încurajăm mai mult relația, sau mă rog, relațiile naturale și benefice din familie. Și poate, nu știu, să comunicăm în acest sens, să le dăm diverse medii sau motive de a face lucruri împreună sau de a face lucruri, sau de a face lucruri bune pentru copii. Da. Știi că e o imagine care a fost foarte virală pe Facebook cu la intrarea într-un restaurant, nu avem Facebook, aici trebuie să vorbiți între voi. Știi, cam așa e și cu, adică publicitatea cred că poate să, chiar are puterea asta, nu, media nu era a treia puterea asta, dar mai prima, nu mai știu. Dar în care are puterea să transmită niște lucruri la urmă. Deci să ne facem temele pentru acasă mai bine și să construim împreună, nu? Pentru copiii aceia care vin din urmă atât de greu de sucerită din punct de vedere atenție, cel puțin, să le dăm ceva pe net. Bun, vreau să mulțumesc invitațiilor noștri. Constituiți publicul acestei.